vedere că pe programul operațional infrastructură mare cu peste 9 miliarde de euro și programul operațional regional cu aproape 6,5 miliarde. Alocări importante se vor îndrepta conform propunerilor autorităților și către programul operațional capital uman, aproximativ 3 miliarde și jumătate de euro, și programul operațional competitivitate, aproape 1,3 miliarde. Autoritățile românești țin că sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient datorită structurilor instituționale și în același timp mai bine coordonat, deoarece în trei ministere vor mai avea atribuții de autoritate de management, respectiv Ministerul Fondurilor Europene, cel al dezvoltării regionale și administrației publice și cel al agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru perioada 2014-2020, România a alocat fondurile europene până la aproximativ 21 miliarde de euro pentru sănătatea de comisiune. Nu, 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 nu